Salut tuturor, toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. De data aceasta o să jucăm un horror map numit Rafaele, cum se numește? Creni, Crenuța în Minecraft. Vom încerca să scăpăm, nu știu dacă e așa de greu ca pe ăla normal, dar apăsați și voi butonul de la dacă mai doriți să vedeți Creni în Minecraft. Rafaele, apasă butonul ăsta. You Hop. want to play Vezi hide că e and Creni aici. Welcome. seek? Bine ai venit în casa lui Creni, Rafaele. Eye of Mm-hmm. Ender. Can be placed on it and portal. Cred că am găsit un item, Rafaele. Hai să ne uităm. Deci asta e casa lui Gray. Nu știu unde ne aflăm acum. Unde ne aflăm? Baseball bat. Mă, ce face cu astea? De ce mă atacă pe mine? Nu Am înțeleg. o Ești bâta pe de demon? baseball. Nu, nu. Am bâta de baseball, Rafaele. Stai să vedem ce face. Dar trebuie să fim în casa lui Granny. Mă vede Granny, Rafaele. Eye of Ender. Resource pack artist. Ah, e ca un fel de început asta? Nu suntem în casa lui Granny oricum. Trebuie să te teleporteze, Da, Rafaele. cum ne teleportează? Wow, ce se întâmplă aici? Să sărim aici? Nu putem. Deci e destul de Ei, șmecher trebuie să-i acest. pui mă tu pe jos, că sunt trei rămași. Aha. Dar ce era hatul ăsta, că mă Păi nu enervează? mai trebuie unul. Da. Îl ai? Nu. No. Mamă, ce știu e melodia. Golden Apple. S-aude grenii tăind. Bă, cred că e prea tare, da, sunetul. Stai puțin. Ok, am dat sunetul mai aici. Dacă s-aude prea tare, s-aude peste noi. 64 de Golden Apple. Bă, mă mănâncă astea, Rafael, eu o să mor. Dai mai difficulty. Scoate alea, că sunt enervante, sincer. A, eu Mă aveam uit după merele. chestul ăla, dar nu știu unde e. Am bâta de baseball al lui Granny, mână. Da? Bă, mai Am bine luăm găsit de eu, mână. l-am găsit. Dă-i să mă arunc și eu, să te arunci. Du-mă Să jos. vedem pe grenuța. Bă, hai să dăm puțin mai încet, că poate se aude mult prea tare. Mamă, dar ce mișto e melodia. Ok, și eu. S-a blocat. Hopa! Dă-i puțin, Rafaele, că suntem în afara casei lui Granny. I need a different route. Asta e blocat. Deci asta de și poveste. Fii atent că asta face. Hopa! Era Granny, Rafaele. S-a întâmplat, Rafaele? Abarnam. Cred că trebuie să mergem după sângele ăsta. Mamă, ce se aude, ești nebun. Oh my god, Slendrina, Rafaele. O vezi și tu? Ai un No. pepene în cap cu Slendrina, o am eu. Ce? Păi poate că ne-am teleportat? Trebuie să activez o comandă și nu s-a activat. Da? Da. Păi e Oh, goală this is this. casa lui Gren, ia vino încoace. Stai mă că e weird. Menu loading, place white. Gata mă, și-a revenit, Rafaele. Welcome to Granny keeps you locked in her house. Asta e descrierea după App Store. Ah, play again, start. Dă-ți TP Xlader Rafael și dă-i start. What? Pe easy, pe ce jucăm? Pe Pă easy. easy. Restore default, start. Day 1. Slendrina pe perete. Să blocă jocul, stai puțin. Ok, hai, asta e mă casa. Nu recunosc camera. Vasa, ai vază, asta e camera ei. E cu patul, mă. Am vaza. Hai să găsim mai. Păi cine bătu, mă? Ne bătu pe amândoi. Wow! What the fuck, ce a fost aia? Așa repede! Ziua 2. E încuiată ușa. E încuiată ușa? Ia vezi. Păi e la ușă! Te omoară și... Hai bă, ce joc e ăsta? Dacă te omoară și pe tine, mă omoară și pe mine. E hartă de single player. Mă ascund aici dacă nu. Păi eu nu mai pot... A, a pus capcana! Bă, du-te mă cu capcana! Omoară mă aia după jos. Gata, ok. Hai să luăm mai Păi... teme. Am Deci... 100 de... Mamă, tu răzni pe deava.
Opa, a venit după mine, m-a prins. Păi, easy. Ai înțeles? Ziua numărul 4, Rafaele. Este pe easy. Easy tub. Iteme, dăm ceva. Nu e nimic în chestul ăsta? Bă, bunii, dă-o naiba de treabă. Ea are pe Angelo? Are și pe Angelo. Da, mă, dar știu. Păi și ce e dacă știi sau? Eu nu știam. Am intrat la ursureț, dar nu e nimic. Am găsit, battery. Fii atent că te scoate pe geam, bă, băiatule. Mamă, uite-l pe ăsta, prins. Special key, am găsit special key-ul. De la Păianjen. Iron pickaxe am găsit. Da, da, ia-l. Ce bă, e fac, mișto bă? Casa. M-a prins pe Granny. Rafaele m-a prins Granny. Dă keep inventory true ca să păstrezi itemele. A, nu mai da, lasă. Hai să plecăm. O să sparg lemnul de la ușa din față. Are și mașina, mă? Wow, are și mașina. A, hai să ai să închidem în saună, dar nu. Am eu special key. Am bateria. Unde, unde punem bateria? Uite, am luat cutting pliers, ia taci. Unde punem bateria? Taci o secundă, fii atent ce fac. Ia. Ai nici cutting pliers. Păi am. Asta trebuie să tai aici, cred că. Mă, unde pun bateria? Nu știu cum pui itemele. Ah, iron pickaxe. Vino să, hai să mergem că avem special key. Și că ai need cutting pliers. Pe asta ce sunt, mă? Ah, asta e capcană, mă. M-a prins. Gata, mă, grenuța. M-a prins pe mine și pe tine. Stai puțin. Ce a fost asta, Rafaele? Day 5. Asta e ultima zi a ta. În căsuță. Pui itemele. Ce dracu, mă, mă, asta nu e joc. Păi și te omoară și pe tine, mă omoară și pe mine. Băga-mi ești piciorul în tablou ăsta cu stinde. Ia. Ia că ne face grini animația de moarte. Ia. Dă-i F5. Taie căpățâna. Așa da, bă, așa trebuie să fie. Granny has chopped your head. Na, mă, Rafaele. Acum unde suntem? A, ah, suntem din nou în casă. Păi eu nu. Ce fac aici? Dai start. Play again. Start. Go again. Bă, de ce suntem iar aici? Miros viața. Cred că trebuie să ne teleportez la aia, la hard. Sau zboară naiba să trecem iar acolo. Eu nu mai știu că e o comandă să te teleportez. Iar ne pune să ne îndrina pe cap, nu? Da. Țâpă, același lucru, ești nebun? Mi-a pus slenderine pe cap. Mie nu mi-a pus. Am slenderine pe cap, Marius. E un pepene, dă-ți-l jos. Marius, am slenderine pe cap. Trec pe aici. Hai bă, lasă-mă în pace. Îl limerezi, Rafaele. Mai fai odată ce ai făcut atunci. Gata, mă. Și te duci pe undeva. Stai liniștit că eu am itemele din nou. Whose house is this? Eu, îți bătu pe cineva deja. Pe tine te bătu. Deci, odată, play again. Deci, am dat. Bă, dacă mai dai odată asta, îți dau una în pot. Du-te și dai colo. Știu care e problema. Care e? Păi, ai apăsat play again atunci și nu trebuie să apăsăm play again. Da, ai dreptate. Eu am dat start și tu ai dat play again și aia a fost tot. Băi, du-mă culo în iar. Play X-Lader la Irafael, deci îți dăm start, nu play again. Păi du-te și mai dai start toată. Nu știu unde te-ai dus. Trebuie să... Acum, în ceodată ce începe conversația în chat. Gata. Whose house is this? Nu mai apăsa nimic. A, gata. Pe ce dăm? Start? Pe craniul ăla dai. A, ok. Dark Fantasy and... Granny. Slower Granny. Slower. Steady, ce înseamnă asta? Stă Granny, da. Cred că. Nu, zice steady e balansat. Dă-i slower. Slower. Dă-i start, că am pus eu pe easy. Bă, ce joc au inventat ăștia, mă. Asta e Granny de buget și ne taie capul. Wow, cel mai bun Granny.
Go again. De ce ne taie capul? Pentru că e haltul de single player. Ok, atunci. Poate ne bagă în ziua 2. Am mai dat toată start. Lasă-mă că dai start. Nu e mai dat pe slow. Băi, am dat. Gata, mă. Gata, ne taie cap. Băga mie și piciorul Granny cu tăierea ei de cap. Ai înțeles? Mhm. Gata, ziua 1. Nici nu știm cum ne jucăm. De data asta trec eu, Rafael. Hai să vedem. Ia. Vrei să joci hide and seek cu Granny? Oare cum ar? Cred că nu e ursurez, nu? Am găsit bateria, Rafaele, mă o să o pun bateria. Aici găsesc special key-ul. Am mai jucat asta. Aici ce găsesc? I failed. Ah, ia aia, scrisoarea aia, știi? Aici găsesc târnăcopul sau nu pot să-l iau pe ăsta? Nu pot să iau astea? Nu pot să-l iau. Ah, l-am luat. Ah, e foc ăsta. De că nu știu cum să scot din fântână acum. Ah, păi e greu mă de scăpat din casa astea. Ah, e te intri pe buton aici, înțelegi? Mhm. Asta ce? End crystal, wow. Am găsit pepenul. Ia! Ia fii atent aici, că tai pepenul, te uiți? Da. Hai să vedem cum îl tai. Păi aici, dai așa. Wow! Asta a fost frumos, Rafaele. Ai văzut cum am tăiat pepenul? Nu te-ai uitat. Pepenașul. A fost frumos efectul ăsta, mă rog, haide să tăiem pepe, nu? Așa, save key. Mi-a dat padlock key, uite mă cheile, că sunt mișto. Și cum pui cheia? Cutting player, de unde ai luat cutting player-ul tu? Din dreapta ta. De aici? Da, stânga. I need that lucky. Păi uite-o. Poate o arunci? Ah, cred că da. Ia, deschide ăla și aruncă peste. Da, are efecte. Vreau să mă duc sus la pe angel. Poate mai trebuie să mai iau ceva. Uite, merge, vezi că-mi pun. E dreapta. E cu ciocanul, ăsta e. Să fiu în game mode 2? Nu știu. Aoleu, e pe Angel, n-am carnea. Uite pe Angel, ai văzut? Se spawnase, dar am dat dificultatea mică. Mă, cum ies de aici? Nu este ciocanul? E un iron pickaxe, nu este, nu cred că e ciocanul ăsta, nu? Car key, hai să mergem la mașină, Rafaele, cu cheia asta. Hai, Marius. Așa, și ceva cu ea. Hammer, a, uite mă, hammer-ul, Rafa. Ăla era un pickaxe, uite hammer-ul. Da, mă, cred că aia, ai dreptate. Omului trebuie cutting pliers. Dar am tăiat tot. Mă, o să văd cum funcționează. Știi că e sus aici, sunt niște de-astea, trebuie să dispară. Ia.
Plânge Slendrina, Rafaele. Iată, mă culcai. E pătuțul lui Slendrina în care am rămas blocat. Stai liniștit. Cum ies de aici? Am luat-o, Rafaele. Am luat-o, ea. Și acum ce fac cu ea? Cam toate alea, toate alea să ies afară. Deschizi zișa și ieși. Dă drumul. Yes, poate da ăla e. Unde e ciocanul? Se sparg asta. L-ai aruncat oare? Cred că asta e codul, nu? Mai trebuie să mai sparg aici, Rafaele. Că de-aia nu-mi dă drumul de aici. Înțelegi? Mm. Ia? Sau de ceva că-mi pune aici? Păcănii ceva pe aici. Stai că distrusei de tot, Rafaele, harta. Văd. Gata, și cu ușa asta, gata, Rafaele. Cam atât și cu acest episod, eu am fost X-Slader, joc harta asta deja de 50 de minute, nu-i dau de cap. Asta a fost și cred din Minecraft, câteva faze amuzante. Dacă aveți voi tipsuri, v-am lăsat, la revedere.